Revenim acum cu un nou videoclip. Cum v-am spus ieri, o să fac unul. Uite aici avem de tăiat. Partea asta de aici. Asta. Tot nu vezi aici am necosit, aici asta mare. Și vedem cum o să descurci. Hai, dacă eu o să filmez când o să intru în, pâineasă cam. Ceea ce am sesizat, ca ar fi cam așa, e că se mișcă destul de repede. Deja a sunat s-a eliberat. Ok. Ce-a făcut? S-a fi înfundat? Dă-i tu rație, bă, domnule. Să puțin că trebuie să ridicăm carnea puțin mai sus, că așa e greu. Păi eu ți-am spus. Păi să vedem dacă putem să desfacem de aici. Am ridicat coanele puțin. Trebuie să apeși ambreiajul, mă. Trebuie să apeși ambreiajul. Nu mai am să te duce. Du-te de-a dreptul, așa. Cum, mă? Du-te așa. Păi da, dar nu știu până unde, așa. O iau și eu de aici, cu început. A. Păi da, cine știe, mă duc în boscheția. Auzi, tati. Ia uite că aici mai lasă, băi. Da, merge prea repede. Și jumatea, cred că ar trebui schimbate cuțitele unele mai lungi. Te-ai pune rost mai mici? Nu știu, dar cred că ar trebui schimbate cuțitele cu unele mai lungi un pic. Vezi? Uite aici, lasă câte afire, nu? E, oricum e ok, cât de cât, dar sunt niște fire care nu mai lasă. Asta îl lasă pe jumate, deci nu știu. Hai, lasă mereu pe jumate. Nu știu care e buba, lasă niște fire netate pe jumate. Sperăm că o să rezolvăm cumva. Să vedem dacă niște cuțite mai lungi vor fi răspunsul. Ceva oțelit. Aici e ok, de nu peste tot, deci cam unde prinde. Cam unde prinde el. Iar s-a oprit, mă? Cred că trebuie să umbli la turație mare cu el, nu? A? Păi cum, bă, dracu, dă de forță? Bă, eu tot cred, mă, cred că e tot carburatorul ăsta ca bubă cu el. Și cum zici, mă, se descurcă? Da, am crezut, domnul, că te... Dacă e de aia mai micuță, dau urmii mare după. Eu am impresia că dacă schimbăm roțile cu costoarea care o avem de acasă, facem treaba. Nu știu dacă se potrește. Nu se potrește. Roți mai mici, e? Da, frate, mi-au alerg rău. Poate și chiar de aia. Aia, ai sări peste aia. Păi... Hai să dacă oricum o să mă prind filmarea și mai facem când o să mai facem ceva, știi, să mai... Na. Oricum a terminat, m-a terminat... Deci am văzut cam cum merge. Da, ți-am zis, pe jumătate lasă. Lasă câte puțin, câte puțin. Dar unde le lasă, unde nu le lasă, știi, depinde cum prinde. Și dacă schimbăm cu un pic, unele mai lungi? Nu, cred că le trebuie. Mm. Hai, dacă eu pleci, mă revin cu... acolo ne-am cam dat bătuți. Ne-am dat bătuți, că era iarba mare și plus, că era și ud jos.
Am dat bătut, o să încercăm să facem cu cineva cu tractorul acolo, că nu e ok. Adică am putut, puteam să facem, dar îl forțam pe el foarte tare, adică el mergea în curație mașină, îl forțam. Uitați, asta e ceea ce începe pe la el. Deci chiar va asta, puta asta, puta asta. Cam asta e tot ce poate el, să ia, adică, n-ai. Asta e puta, asta e puta. Cam asta e. Deci vede că acum nu se obisește. Măi, tot zic, e problema, e problema carburatorul. Problema... Dacă zi. Sau știu de așa. Te țin forjata peste zon. Deci ulei? De ulei? Dar așa face bine, da. Acolo ar trebui să punem un tub, ai văzut, de plastic acolo, ca să poată să învârtă, pe, știi, să învârtă singur tubul, ai văzut, exact, am autopasa. Exact, dar nu vezi, uite unde șuruburile alea, astea prinde. Alea, gata, și alea. Să vină la coaba, Mihai. Ai văzut? Stai să arătăm că am legat ăla. Am legat mașalierul. Da. Eu... Na, s-a înmulțește unul. Că nu-i nevoie, îl țin din ambreaj. Din ambreaj, nu e nicio problemă. Să le pun la 1001. Cred că 1001 s-ar destulca mult mai bine cu cositoarea decât ăsta mic. Da, am început să facă cu bați de durație. Dar o să moară sigur. Ia uite. Dar nu vreau să mai pornească, știi, nici de unul gol. Mă, ori e bujia. Dar cred că e... Știu că lui Bobby Bob a scris, s-a întâmplat așa ceva, dacă vede videoclipul să ne zică și nouă ce a avut el, că poate e aceeași problemă și la noi. Păi de-aia ziceți că ne încercăm și totuși la garanție, e în garanție. Să vedem unde are reprezentanța servisul, adică undeva în apropierea Bucureștiului, suntem noi. Să vedem unde putem să-l ducem, să-l vadă. Bine că duceam prin și filmare, că cum a făcut. În restul el spune are forță, trage, dar asta se oprește el, deci el uite, gol, n-a furat nimic. Deci asta e vreo, el trage, deci aici nu se, dar el nu-și dă drumul, nu se oprește singur. S-a mai oprit parcă și cu remorgoța, nu? Da, mi s-a oprit odată, prima oară cu remorca mi s-a oprit și după s-a oprit odată. Și a început, ai văzut cum galopa? Ai văzut cum galopa? Da, adică s-a turat să Uite, dacă oricum o să mai revenim cu videoclipul, momentan asta o să le fac, să le lipesc pe toate.